Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Isabela Neagu și în această seară, în emisiunea Prim Plan, îi avem invitați alături de noi pe domnul primar Marian Măchițescu, primarul orașului Orlaț, și domnul Stan Lazăr, viceprimarul orașului Orlaț. Bine ați venit, bună ziua și bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit! Aș vrea încă de la început, pentru că am pus titlul acestei întâlniri, ultima din acest an, aș vrea să facem o retrospectivă a planurilor reușite ale orașului Orlaț din 2016 și să vorbim puțin despre proiectele finalizate până acum și cele în curs de finalizare, având și imagini filmate la fața locului de la proiectele încheiate și cele în curs de rulare. Și o să vă rog, domnule primar, să vorbim puțin despre proiectele finalizate până acum în anul 2016. Da, pot să vă spun că am avut un an fructuos, un an foarte bun pentru administrația publică locală Orlaț, un an care ni l-am dorit să fie cu cât mai multe realizări. Unele au fost realizate la timp, altele se derulează și la ora actuală. Din lucrările care le-am propus încă de la începutul anului, sunt câteva lucrări majore care le-am încheiat și aș putea aminti aici rețeaua de apă pe strada 1 Mai, deci modernizarea rețelei de apă, pentru că voiam ca următorul proiect să se deruleze pentru modernizarea acestei străzi, pentru că este practic strada cea mai importantă din oraș și strada de intrare, strada care automat orice cetățean care trece către Valea Cricovului trece pe această stradă, pentru că este strada care are punct de plecare intrarea orașului Orlaț dinspre Albești și se derulează până la undeva în zona străzii 30 decembrie la ieșire din oraș. Pot să spun că rețeaua de apă pe această stradă am înlocuit 100% pentru că aveam rețea de apă, dar era una dintre rețelele mai vechi ale orașului pe metal și am înlocuit-o pe polietilenă și după aceea am finalizat și rețeaua de canalizare pe această stradă, pentru că într-un proiect mai amplu, un proiect pe fonduri europene, am avut în jur de 17 străzi unde am introdus rețea nouă de canalizare, iar unele, deci undeva la 12,5 km de rețea nouă și 3,8 km de reabilitare rețea de canalizare. Această lucrare a fost încheiată acum vreo 4 luni de zile, amplasamentul în a predat și după care am început lucrarea de modernizare a străzii 1 Mai și a celorlalte străzi care au suferit aceste intervenții pentru canalizare. Și pot să spun că am încheiat modernizarea a 5 străzi luna trecută, urmând ca în primăvară să montăm semnele de circulație și să trasăm axul străzilor respective. Un proiect care pentru locuitorii din zonele respective a fost binevenit, pentru că acele străzi au fost puțin lăsate în urmă, deoarece am avut multe rețele de înlocuit. În afară de rețeaua de canalizare, acum 2 ani de zile am înlocuit rețeaua de apă pe polietilenă și acum 4 ani de zile rețeaua de gaz tot pe rețea nouă și aceste străzi, având de-a lungul acestor ani lucrări de intervenție, nu am putut să facem o modernizare pe aceste străzi pentru a nu mai umbla la infrastructura subterană de utilități. Și aș aminti aici cele 5 străzi: strada Nuferilor, strada Berzei, strada Crinului, strada Florilor și
strada Viitor. Străzi care le-am încheiat modernizarea și într-adevăr arată a străzii europene. Pot să vă spun că pe strada 1 mai și strada 3 de decembrie am început lucrarea la execuția acestor străzi undeva la începutul lunii noiembrie. Am reușit, datorită timpului bun care l-am prins, să facem o parte din, să executăm o parte din lucrări, și aici mă refer la partea de frezare a străzii, așternerea unui strat de egalizare cu binder și un geocompozit pentru contrafisurilor și un strat de rezistență binderul așezat pe tot carosabilul și pe strada 1 mai și pe strada 30 decembrie, urmând ca în primăvară să finalizăm lucrările cu trotuarele, cu pavaje, spațiile verzi și să ridicăm capacele la cota de canalizare și apă, la cota de trafic, pentru a trece la ultimul strat, stratul de uzură, care eu mi-l doresc undeva acum, se încălzește timpul, să-l așternem și să finalizăm și aceste două străzi, pentru că pentru anul viitor avem foarte multe străzi în lucru și doresc să finalizăm aceste lucrări care le avem începute anul acesta. Ceea ce înseamnă că Urlațiul a fost modernizat și continuă să fie modernizat și de acum încolo. Bilanțul acestui an în ceea ce privește starea străzilor este unul foarte bun și nu este singura reușită pe care ați avut-o în acest an. Acum, rugându-i pe colegii mei din regie să ne difuzeze și imaginile despre care vom vorbi în timpul emisiunii noastre, pentru că și celelalte reușite merită să fie amintite și să se poată cunoaște exact despre ce a fost vorba, pentru că știm foarte bine și telespectatorii noștri știu că atât și celelalte subiecte de discuție, cât și cele pe care le vom avea mai departe, au fost de fiecare dată amintite și reamintite în așa fel încât locuitorii orașului Urlaț să știe exact starea orașului și a lucrărilor care se desfășoară. Aș vrea să ne îndreptăm acum puțin atenția asupra spitalului din Urlaț, pentru că știu că a fost în prim planul dumneavoastră întotdeauna și l-ați adus la un stadiu pe care merită să-l apreciem și știm foarte bine că pregătiți și garsonierele pentru medicii care să poată să vină să fie cazați acolo în așa fel încât să nu mai facă naveta. Și chiar aș vrea să vă rog să vorbim puțin despre ceea ce este nou în materie de lucrări efectuate la spitalul din Urlaț. Da, aici aș vrea eu să punctez câteva dintre investițiile și lucrările de reparații care s-au desfășurat la nivelul Spitalului Urlaț. După cum știți și din emisiunile anterioare, unul dintre obiectivele administrației publice locale este și acela de a asigura condiții foarte bune pentru acest sector. Au și începe că tot imaginile se derulează cu laboratorul de analize medicale cu care am reușit să obținem acreditarea anul acesta. Deci a fost o operațiune destul de complexă, peste care am reușit să trecem și felicităm. Și un proces amplu de modernizare a spitalului. Da, da. După cum pot vedea și telespectatorii noștri în imagine. Da, s-au realizat reparații interioare la majoritatea saloanelor și a holurilor din cadrul spitalului.
Unul dintre punctele, să spunem, care ne supărau, așa, erau rampele de acces și scările de acces în toate secțiile și compartimentele din cadrul primăriei, în cadrul spitalului. Și chiar ne bucurăm și suntem oarecum așa mândri de ceea ce s-a realizat. Sunt realizări notabile pe care le putem vedea. S-au modernizat tot așa în aceeași notă aleile de acces către spălătorie, către magazii, către bucătărie, aici pe partea de investiții de infrastructură. Pot să vă spun de asemenea că s-a finalizat ceea ce promise sau era la stadiu de promisiune în emisiunea trecută, achiziția aparatului laparoscop, care deja trebuie să sosească, de s-a finalizat și în câteva zile, mâine, poimâine, într-o zi, două, trebuie să ne sosească și aparatul. Orașului, da. Orlaț chiar de sărbători. Da, noi nu le dorim să aibă parte de... Dar este bine să existe acolo, dar în așa fel încât dacă există situații de urgență, să poată să fie asigurate. Să putem să... Da, mai avem, tot așa, pentru proiecte, ca să finalizez oarecum cu spitalul, avem prin Compania Națională de Investiții și sperăm ca pe anul viitor să putem să obținem finanțarea pentru Centrul de Recuperare și Fizioterapie din sediul fostei maternități a spitalului. Și cu siguranță o să fie investiții mult mai ample în cadrul spitalului, mai ales că anul viitor o să avem și acreditarea spitalului și atunci o să trebuiască să ne ridicăm la nivelul cerințelor. Vreau să-l completez pe domnul viceprimar aici că de la redeschiderea spitalului am căutat în permanență nu numai spațiile și locațiile să le modernizăm. Am căutat să aducem aparatură de ultima generație în spital, pentru că această aparatură ajută foarte mult medicii și cadrele medicale din spital pentru diagnosticarea bolilor, pentru că un aparat modern și performant ajută medicul poate 90% din depistarea bolilor. Și am început acum vreo 2 ani și jumătate cu un aparat de radiologie ultramodern care multe spitale de renume din țară nu-l au, și un aparat de imagistică 3D, după care dotarea laboratorului și celorlalte secții, chiar și secției de chirurgie cu masă modernă de operații și tot ce ține de dotarea chirurgiei, celelalte secții din ambulatoriu cu mobilier nou, cu aparatură absolut și la oftalmologie, aparatură nouă, modernă. Deci în fiecare secție am căutat să le dotăm cu aparaturi de ultimă generație. Finalizând cu acest aparat care a spus domnul viceprimar, care chiar era de strictă necesitate în secția de chirurgie, acest laparoscop care astăzi este indispensabil medicilor chirurgi, pentru că una este să operez cu un laparoscop, una este să operez clasic și mulți pacienți plecau către spitalele care aveau aceste laparoscope. Și știm foarte bine că perioada de refacere în momentul în care este vorba despre o operație laparoscopică. Da, și am ținut foarte mult, să știți, și la igiena din spital, pentru că cum se vorbeau și se vorbește că în marea majoritate a spitalelor din România mulți pacienți vin cu o boală și pleacă cu 2-3 boli din spital. Să știți că în spitalul din Urlaț vă garantez că este o igienă desăvârșită. Ați văzut și în imaginile, dar să știți că îmi doresc în permanență să fie o igienă ireproșabilă, ca să te simți într-adevăr ca într-o stațiune, nu ca într-un spital, pentru că toți pacienții care au venit și au fost internați de-a lungul timpului în spitalul din Urlaț au fost mulțumiți de condițiile care le-au găsit în spitalul din Urlaț. Este deosebit de important ca locuitorii orașului Urlaț să știe faptul că sunt în siguranță și sănătatea lor este în siguranță atunci când intră în
în spital. Să sperăm că nu vor avea nevoie de aceste servicii, mai ales acum de sărbători. Dar dacă, Doamne ferește, este nevoie, sunt acolo tratați. Asta ne dorim și noi, sincer să fiu, în momentul când au nevoie de spital, să fie tratați foarte bine. Și să poată apela cu încredere. Da. Pentru că, într-adevăr, acest spital de servicii, după cum știți, e în jur de 70.000 de suflete din toată zona Băii Clicovului și din zonele și comunele limitrofe orașului Urlați. Și din cauza asta am dorit ca acest spital chiar să funcționeze extraordinar de bine, pentru că ca acești pacienți care vin din toată zona să fie mulțumiți de serviciile care li se acordă în cadrul spitalului din Urlați. Acum, lăsând în urmă spitalul și capitolul de sănătate, aș vrea să ne îndreptăm puțin atenția asupra locurilor de joacă, chiar dacă nu mai este timpul afară pentru ele, încă poate mai este puțin timp, deși este răcoare, încă n-a venit zăpada. Dar aș vrea să vedem și în imagini care este stadiul, unde s-a ajuns și cât de mult au fost modernizate aceste locuri de joacă, pe care cu siguranță în primăvară copiii le vor vizita și se vor bucura de ele. Pot să vă spun că, într-adevăr, ne-am dorit în cadrul orașului să avem câteva locuri de joacă, dar cel mai important este spațiul de joacă central, unde am avut câteva investiții majore anul acesta, dar și anul trecut. Și pot să spun că este unul dintre cele mai frumoase locuri de joacă, poate din județ și din țară. Pentru că avem câteva complexe de joacă foarte moderne, avem așternut un covor pentru protecția copiilor în caz de aleargă și cad pe jos să nu se accidenteze. Ne-am dorit și în cartierele orașului și în alte locații, am depistat deja câteva locații și am început demersurile pentru dotarea și în cartierele orașului a câtorva locuri de joacă. Și deja avem două locuri de joacă finalizate în cartierul Valea Crângului și în Arioneștii Vechi. Urmând ca anul viitor să încercăm să mai deschidem încă două sau trei locuri de joacă pentru copiii din cartiere, pentru că în cartierele orașului sunt mai îndepărtate față de centrul orașului, sunt la câteva kilometri și ca să vii cu copilul până la locul de joacă, mai ales este dacă, mai indicat da, să fie aceste da, locuri da, de da, joacă să nu ai un mijloc de transport, poate o mașină la îndemână, faci câteva o oră, oră și ceva cu copilul în brațe sau pe jos. E poate mai bine să le avem aproape. Așa am hotărât ca să le facem în cartiere respective aceste locuri de joacă pentru copii din zona respectivă, puțin mai micuțe decât cel din centru. Bine, un proiect major l-avem și în parcul central, din fața primăriei, pentru tineret, adică nu numai pentru copii, și pentru locuri tineri. Locuri de agrement. Da, jocuri, da, un loc de agrement pentru tinerii, deci undeva dintre clasele 5 până la clasele 12, chiar până la 19-20 de ani, cu posibilități să raporteze la internet wireless, cu jocuri de societate, cu mese de tenis de masă, șah, table, deci vrem să facem un parc modern și pentru tinerii care... Modalități frumoase de petrecere a timpului da, liber. Da, pentru că, vedeți dumneavoastră, în ziua de astăzi ei socializează în special undeva unde se strâng grupuri și având o locație destinată lor, tinerilor pot socializa acolo, în afară de Facebook sau internet, au posibilitatea să își desfășoare și altfel timpul liber. Să-și poată menține și întreține sănătatea mentală și fizică. Câteva, aparate din astea de întreținere corporală, care de exerciții fizice specifice pentru vârstele undeva, v-am zis, undeva între 10 și 20 de ani. Și eu sper ca acest parc să le fie de folos celor
am zis, cele ori mai după ce termină cu joaca în parcul de joacă al copilor până la vârsta de 10 ani. Iată că toate aceste lucrări anunță și pentru anul viitor foarte multe aspecte de modernizat și de ce nu sunt provocări pe care le veți avea pentru anul 2017? Sunt niște provocări îndrăznețe, dar să știți că sunt realizabile. Ceea ce ne-am propus în decursul anilor, de când suntem în fruntea administrației locale, să știți că în mare parte ne-am ținut de cuvânt, pentru că acum, sincer să fiu, ne permite și bugetul localității și chiar ne-am propus să, poate pe finalul emisiunii o să discutăm și de investițiile viitoare, să vedeți că sunt câteva investiții foarte îndrăznețe pentru orașul Urlați. Dar revenind la partea de investiții în derulare, sunt multe care le-am realizat anul acesta sau sunt pe finalizare sau în curs de derulare și aș merge aici, în afară de ce v-am enumerat mai devreme cu stația de epurare, care o avem undeva finalizată la 90% și cu modernizarea canalizării și extinderea rețelei de canalizare. Avem și rampa de transfer menajer, tot pe fonduri europene, care este finalizată, urmând ca anul viitor s-a ținut licitația pentru operator, pentru la nivelul de Consiliul Județean, pentru noul operator pe rampă și a fost respinsă și s-a reluat din nou licitația. Eu sper ca undeva în luna mai, iunie anul viitor să avem operator pe rampa respectivă, pentru că este rampa care deservește trei zone importante din județul Prahova, undeva la un 40% din județul Prahova. Rampa unde se aduce gunoiul, se compactează și se transferă la o rampă de sortare și este practic funcțională începând de acum 2 luni de zile. Alte proiecte majore care le avem în derulare și eu sper că începând de anul viitor, la începutul anului viitor, să începem derularea, sunt în continuare modernizarea străzilor din oraș. Pentru că, practic, acolo unde am terminat rețelele, introducerea rețelelor de canalizare de apă, vrem să modernizăm și aceste străzi care chiar de ani de zile așteaptă această lucrare de modernizare. Ceea ce înseamnă că imediat după ce ne vom întoarce din pauza publicitară, vom afla și mai multe amănunte despre proiectele care au fost finalizate și care cu atât mai mult ne vom îndrepta atenția asupra proiectelor pe care le aveți în plan pentru anul viitor. Așa că revenim imediat.